Municipiul Drobeta Turnu Severin este cartea de vizită a județului Mehedinți și asta datorită implicării primarului Marius Creciu, care a schimbat total fața orașului prin tot felul de proiecte menite să ducă la modernizarea acestuia. Astăzi vorbim despre o altă stradă asfaltată, strada Vasile Gionea. Văd că lucrurile merg bine, terminăm bine. Astăzi, nu? Terminăm astăzi, da, de mâine se circulă fără probleme. Da, deci se poate circula de mâine. Când intrăm pe zona de marcaje? Păi, cum finalizăm, intră și pe zona de marcaj. Da, deci de mâine oamenii pot circula de voie. Municipiul Drobeta Turnu Severin a cunoscut o dezvoltare impresionantă în ultimii ani. Au fost atrase zeci de proiecte care au schimbat total fața orașului nostru în toate domeniile, în cultură, educație, sănătate, dar și în infrastructură. De această dată vorbim despre o investiție extrem de importantă pentru cetățeni. Este o investiție pe care severinii o așteptau. Vorbim de strada Nicolae Gionea, drumul hoților, cum știu severinenii, strada care face legătura între Schela și cartierul Crihala. Este și o stradă de fluire, o mare parte din cei care vin dinspre Schela, din cartierul nou format între Schela și Turnul Severin, folosesc această stradă. Și în momentul acesta vă putem spune că suntem de mâine, chiar se poate circula pe ea, astăzi este gata. Era absolut necesară această investiție, săptămâna viitoare va fi gata și strada Toamnei. În acest moment se lucrează la capace, ambele străzi însumează o investiție de 9 milioane de lei. Cetățenii din zonă sunt extrem de mulțumiți de această investiție, spunând că în acest moment zona este de nerecunoscut, gropile fiind date uitării, strada fiind complet reabilitată. Cum vi se pare strada, a ieșit bine? Foarte frumos. Aștept. Sunteți mulțumit? Extraordinar de mulțumit. De ani de zile aștept, numai eu știu ce a fost de în zona. De când locuiți aici? De vreo 18 ani. Când am venit aici, nici nu putea să vezi nimic. De molos și ce era, toate dărâmăturile din oraș erau aruncate. Acum e de nerecunoscut. Proiecte importante sunt în desfășurare în municipiul Drobeta Turnu Severin, iar prin implicarea primarului Marius Creciu în toate zonele orașului sunt realizate investiții chiar și în zonele mărginașe, care până nu de mult erau date uitării.